Fabrica din Mergilia pregătește și comercializează dulciuri care i-au adus faimă. Rețetele sunt speciale și au fost transmise din generație în generație. Unul dintre directorii societății povestește cum au pornit la drum în urmă cu mai mulți ani cu doar două produse. Această afacere am pornit-o în 1994. Am văzut un anunț într-un ziar că s-ar găsi în Turcia niște utilaje pentru fabricat dulciuri și ne-am gândit că ar fi chiar foarte interesant să facem niște produse tradiționale aici la noi în țară, mai ales că în vremea respectivă era chiar penurie de așa ceva. După mulți ani de muncă, visul s-a transformat în realitate, iar micuța fabrică și-a extins activitatea și a devenit cunoscută, iar produsele s-au diversificat. Accentul pus de-a lungul timpului pe un raport excelent între calitate și preț a făcut ca produsele să cucerească treptat o mare parte din segmentul de piață căruia îi se adresează. Sunt niște produse tradiționale care se găsesc peste tot în România și în afara țării și sunt foarte gustate de către toți românii și inclusiv de conaționalii noștri turci și tătari, care acum urmează să aibă sărbătoarea de Kurban Bayram și cu această ocazie le urez și o sărbătoare, un Bayram fericit. Un dulce este întotdeauna necesar pentru om și în momente de bucurie mai ales și în momente de tristețe pentru ca să primească energie și întotdeauna are loc pe masa unui om, se găsește un loc și pentru dulciuri. Angajatele societății susțin că munca pe care o desfășoară zilnic în cadrul unității de producție este plăcută și benefică. Experiența pe care o acumulează la locul de muncă le ajută și reușesc să pregătească și acasă dulciuri și prăjituri delicioase. Normal, și acasă fac la fel, baclavale, cozonaci, sarailii și tot ce este necesar. Se face și aici și acasă, facem cu drag. Venim cu drag la muncă, ne place ceea ce facem, este foarte bine, mai ales acum că vin sărbătorile musulmane. Pregătim ce trebuie pentru această sărbătoare. Reprezentanții fabricii doresc ca pe viitor să se bucure de același succes pe care l-au obținut cu trudă și seriozitate. Totodată, îi asigură pe cumpărătorii că vor menține aceeași calitate superioară la un preț avantajos.